Bă, nu înțeleg bărbații ăștia din ziua de azi și vorba asta pe care o au ei. De fiecare dată când fosta se combină cu cineva, zic, bă, mă pup în sulă, mă pup în sulă. Bă, dar tu nu pupi și tu în sulă pe altul? Când o pupi pe actuala ta, ce crezi, că fost tu și din biserică sau care treaba? Nu și tu la rândul tău pupi pe altul în sulă, poate îl pup mai rău, că e moldovean ca mine și se spală o dată pe săptămână. Și atunci ai belic carasul, atunci chiar că rămâne gust. Dacă s-a întâmplat treaba cu 24 de ori înainte ca tu să o pupi, știi? Ce logică aveți voi? Adică tu nu pupi altul în sulă, dar altul te pupă pe tine sau cum? Știi că fosta ta nu se spală pe dinți prea des sau care-i secretul? Că eu nu vă înțeleg când ziceți vorba asta. Bă, înțeleg când faci o orgie din aia, trei bărbați la femeie și vă schimbați de la cur la gură și de la gură la cur și unul uite cum stă treaba și un pic îndrăgostit și o ia și o pupă, atunci da, zici, bă, m-ai pupat în sulă, că nu a apucat să dea cu apă în gură, nici cu pastă de dinți, nici cu nimica, știi? Atunci da, se aplică vorba asta, m-ai pupat în sulă, dar în rest nu prea se aplică, că e vorba aia la noi în Moldova, apa spală și rugina. Deci, practic, dacă au trecut 24 de ore de când ai dat link închis de, sau ai făcut un bot, ești bună de pupat. Practic, asta e logica. Serios, terminați-o cu vorbile astea de la bagii triști, că vai de mine, m-ai pupat în sulă dacă ai...